Este weekend. Unii sunt mai norocoși decât noi, asta e, și sunt deja la munte pe pârtie. Lorelai, cum e pe acolo? Suntem foarte curioși. Bună dimineața! Foarte Hello. Frumos e. E cald, o să iasă și soarele în curând. N-avem ursă, știi? Nu e Maldive, dar e frumos aici în Brașov. Cine este lângă tine? Te rog să ne faci cunoștință. Te rog, îți prezint. Este Ștefan, instructorul meu de schi. Căci m-am apucat serios de treabă, Damiana m-a ambiționat și am zis gata, nu se poate, trebuie să învăț serios. Aha. Știi, cum se descurcă Lorelai cu schiul? Schiază, schiază? E ok, am așa steady, super chill, ne grăbim că graba se că treaba. Și o luăm pe pat, ușor. Întotdeauna, întotdeauna, ușor, ușor, ușor. Lorelai, cum reușești să stai în echilibru sau cum te descurci? Da, asta e visul meu, eu întotdeauna vreau să fiu în echilibru cu mine, cu trupul meu, cu picioarele și ce să zic. Ben. Îmi iese, mi-a ieșit mai greu, la început a fost mai greu, mă țineam așa pe cât un picior, pe cât altul, dar acum îmi iese bapele, să știți, chiar bine, ai fi surprins. Face bani în tehnica asta cu picior. Da, spune-ne sincer, de câte ori ai căzut? Măi, am căzut de multe ori, aseară am căzut și de pe teleschi, m-am urcat prima dată pe teleschi și după aia mi-am dat seama că nu mă mai ține și mi-am dat drumul și m-am aruncat, că ce era să fac. Da, auzi, Lorelai, dar voi schia și seara? Păi schiem și seara, dar nu chiar foarte seara, așa, Mai la amurg, așa. Am închis pârtia și acum, să știi că am venit de vreme, am deschis pârtia. Da, mamă, dar ești pusă pe treabă. Ce ți se pare cel mai greu? Cel mai greu e să nu mai gândești, să nu gândești și să-ți folosești doar picioarele și să-ți dai seama că dacă îți oprești mintea, corpul tău se duce așa cum trebuie. Asta mi se pare cel mai greu, să nu gândești. Dar nu ți-e teamă că nu o să te mai poți opri dacă prinzi viteză? Păi nu, că nu, fii atent. Prima regulă ca să te apuci de schi la vârsta, faci că bătrânăți, e un instructor de ăsta frumos, puternic, cu bine lucrat, care te ține. Nu contează câte kilograme, el te ține, orice s-ar întâmpla, ești în siguranță. Păi da, mă, și tu te duci cu viteză. Și ce faci dacă instructorul e în spate și tu ești în față și te duci? Păi nu, instructorul e tot timpul în față și... M-a învățat, dragă, și pe mine, derapez, știi, că aici e bine, nu e ca la condus, aici e bine să derapezi. Și prima dată înveți să derapezi și mergi în stânga și mergi în dreapta și te oprești, dracul. Da, dar da. Dacă nu, trebuie să fie cineva, e un om în față, te oprești în el. Copii, aveți grijă cu derapajul, deci că asta nu se știe. De pe pârte, că e nu. Vedeți cum derapați, că să nu ne vedem în 9 luni. Hai de tragă că v-aș distra. Da, Lorelai, plugul. Da, plugul, să știi că m-a învățat pe mine Ștefan, că e așa mai old school, nu e neapărat să înveți plugul. Aoleu, nu trebuie să fii modernă. Lasă și old school-ul, e bun old school-ul la pârtie. Mi-e place așa pe modern. Aoleu. Hai să ne arătați și nouă așa, dacă se poate. Putem, da? Lorelai, puteți aluneca un pic? Să-i dau acirul de un profesor. Da. Pam. Pam, uite, pam. Vezi că am întors ăsta, pam, pam. Ia uite. Hai, ce frumos. Mamă, dar e lume. Munte, soare. Ia uite. Ce pe la nu știu dacă mă auziți. Te auzim. Te și vedem. Cel mai greu e să te urci pe schiuri, după aia... Asta le lasă aici? Fără beță momentan. Și mai ales emoții. Doamne, te rog. Noi avem treabă cu ei. Pârtie pentru tot. Cum am vorbit, tehnică. Ia. Am vorbit, tehnică, da? Hai. Pe relax. El are treaba lui, bine. Tu ai treaba ta. Bine, bravo, bine, Lorelai. Uite plugul, vezi. Uite mă că a făcut un și viraj. De succes. Bravo. Eu cred că trebuie să pun camera mai des pe tine. Are alt curaj la televizor. Bravo. Aici sunt emoțiile, virajul cu piciorul stâng, piciorul nedominant. Ia. Hai, ai încredere în el, da? Nu ai stres cu ea. Da. Trebuie da. Nu știu că... Vezi că ești pe contrasens, Lorelai. Las-o, ia. Întoarce. Nu că urcă lumea Aoleu, cu... Aoleu. Ia. Fugi repede că... Da, bravo! Bravo! Să știi că mi-e superb. Da, ești minunată. Ține-o tot așa. Bravo, Lorelai. Da,
Now don't jinx it. Așa. Asta chiar a ieșit. Succes. Bravo.